Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi mergem să ne întâlnim cu o persoană ce sunt sigur că este super mega mișto. Prin simplu fapt că are 17 ani și conduce o mașină cu adevărat specială. Până să începem materialul, te invit pe tine să lași în comentarii dacă tu ți-ai dori sau dacă ai dat timp înapoi sau dacă ai dat timp înainte până la vârsta de 16 ani, dacă ai cumpăra o asemenea mașină. Ai face o investiție de aproximativ 15-20 de mii de euro pentru 2 ani sau ai aștepta până la 18 ani. Acestea fiind spuse, dăm drumul materialului cu vestita mașină de 16 ani. Enjoy! Pentru început, vreau să zic sincer că de când am început canalul de YouTube, caut o persoană ce să poată să-mi povestească de mașină de genul ăsta. Pentru că sunt foarte mulți oameni, mulți adolescenți, ce își doresc să aibă libertate de mișcare. Că până la urmă, când vorbim de mașinile astea, exact despre asta e vorba, despre libertate de mișcare. Dar ca să putem să comunicăm mai ușor cu oamenii ce ne urmăresc, pentru început vreau să te prezint, să ne spui cum te cheamă și ce mașină avem astăzi la dispoziție. Mă numesc Cimpeș Jerom și avem un Chatenet CH40. E o mașină din ce an? Din anul 2018. Adică e de anul trecut. Da. Fii atent, marea majoritate a oamenilor când se gândesc la a-și lua permisul de 16 ani, că până la urmă despre asta e vorba. Da. Tu la 16 ani ți l-ai luat? Da. Foarte tare. Vorbim deci despre niște mașini speciale. Ce au ele special? Special... Ce limite? Adică de ce smart-ul nu-i bun? Kilograme, de exemplu, da. Cât? Are 450 de kilograme. Limită? Limită, da, pentru că dacă ea depășește 450 de kilograme, nu se mai poate încadra în categoria de B1. Perfect. Limită din punct de vedere a cailor putere? Limita cailor putere, 20 de cai. 20 de cai? Da, 20. Asta câți cai are? 8 cai. 8 cai. Deci mai ai spațiu sau... Da, da, mai este spațiu. Deci e important să nu depășească 20 de cai. Da. Și 450 de kilograme. Da. Și asta câte kilograme are? Asta 450. În cap? În cap. 449. Bine. Și în momentul în care vorbim de momentul în care vrei să-ți iei permisul, despre B1, tu cu ce mașină ai făcut școala? Cu un AXM. Adică o... O altă mașină de 16 ani. Am înțeles. Da. Și... Hai să o luăm altfel. Ce limită de viteză are? Sau ce kilometraj are? Până la cât urcă? În bord la mine este 80 de km la oră, doar că dacă merg singur în mașină ajunge în jur de 75 la oră. Ok, deci nu e limitată din punct de vedere a vitezei. Nu, nu. Mașina, normal, când am primit-o, ea fiind nouță luată, era limitată la 45 km la oră. Și mi s-a spus că este indicat să fac 1000 de km cu ea așa, până să-i scoate. Ca să așeze motorul. Da, da. Un fel de rodaj. Aha, foarte tare. Da. Dar între timp am scos limitarea pentru că mă chinuiam, sincer, pe dată și... Da, e un pic aiurea să te deplasezi în oraș cu 45 de km la oră, pentru că e în curs traficul, efectiv. Clar, da. Și ți-ai carne degeaba. Da. Și nici nu ai unde să o cari. Da, da, da. Da. Man, în prima instanță când m-am urcat în mașină, ideea că știam un pic că sunt foarte bine lucrate, mi se pare genial cum arată tot în ea. Da, e... E atât de simplu și atât de bine făcut, încât îmi inspiră foarte mulți bani. Cât costă? E în jur de 15.000 de euro. 15.000? Da. E o sumă de bani. Este, este. Că nu e din drum. Nu. Și mi se pare important ca oamenii ce se gândesc să facă investiția asta trebuie să facă un calcul din, între dorința de a avea libertate la 16 ani și a mai aștepta încă 2 ani până să-și cumpere o mașină normală. Ce beneficii crezi că ai tu când vorbim despre a-ți lua permisul la 16 ani? Păi, pentru că mie îmi vine un gând foarte mare. Da, păi în primul rând că nu mai depinzi de nimeni. Libertate de mișcare. Libertate de mișcare, adică nu mai stau după ai mei. Dom acolo, dom acolo, stai să vezi, stai. Nu, m-am urcat în mașină, m-am dus să-mi fac treaba, merg la liceu cu mașina mea, nu deranjez pe nimeni. Știi ce mi se pare cel mai mare avantaj a mașinii astea? Care? Pentru că în momentul în care tu îți iei permisul de 18 ani, ai experiență. Da, asta e în primul rând, adică 2 ani de experiență sunt ceva. Și pe lângă asta nici nu merge tare. Nu. Ca să-ți pui viața în pericol. Nu. Te-ai simțit vreodată în pericol în ea? Nu, niciodată. Foarte tare. Dar mi se pare un aspect important să poți să ajungi la 18 ani cu un anumit, un anumit număr de kilometri ce îți influențează experiența. Clar. Păi... Că nu mergi cu mâna în fund. Bă, frate, de 2 ani eu conduc.
în principal știi cum funcționează tot la o mașină și nu te mai surprinde nimic. Exact, da. Din punct de vedere al legislației și a examenului în sine, diferă cu ceva față de categoria B? Totul este exact ca și la categoria B. Am dat sală, oraș, am făcut ore, legislație, tot. Cât a costat școala? 14 milioane. Exact ca exact, și categoria B. Exact la fel, da. Nu are, doar diferită este mașina, cu limitele de care povesteam. Da, 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 da. Fii atent. Aseară după ce ne-am întâlnit, pentru că noi aseară ne-am cunoscut, da, ne-am cunoscut din mașină, așa, a fost o chestie foarte interesantă, am postat și le-am cerut oamenilor de pe vreun vlog să ne spună ce întrebări au referitoare la mașina asta, pentru că de multe ori îmi scriu, bă, caută și găsește o mașină de 16 ani, în așa fel încât să putem să povestim despre ea. Da. Și asta mi se pare un moment perfect, în așa fel încât să împărtășim informații cu oamenii. Hai să luăm așa, să vedem dacă au ceva întrebări inspirate. Merită să cumperi o mașină de 16 ani, având în vedere că ai putea să îți iei la 18 ani una normală? Sebi ne întreabă. Da, din punctul meu de vedere, da. Pentru că din punctul meu de vedere, merită 100%. 100%, pentru cum am spus, cel mai important e că nu mai depinzi de nimeni. Asta mi se pare mie cel mai important, pe lângă experiență. Adică, pe lângă faptul că tu ai o libertate de mișcare, nici nu-i mai stresezi pe ei tăi. Exact. De fiecare dată trebuie să-și facă program după tine. Exact, și invers. Da. Da. Adică, pur și simplu, o luăm pe două căi diferite. Corect. Fiecare se descurcă. Mi se pare interesant asta. Da. Bun. Consum. Consum în jur de 2-3%. Hai de capul meu. Da. 2%? Cam așa, 2-3%. Fiabilitate. Ai fost cu ea până acum în servis? Nu. Ai idee cam ce înseamnă ca și costuri de întreținere? Sincer nu, pentru că până acum nu am avut absolut nicio problemă cu ea, probabil și fiind nouță, dar... Câți kilometri are? Aproape 7000 de kilometri. Ai băgat ceva? Da. Ai de cât e de sigură în cazul unui accident? Vali ne întreabă. În cazul unui accident, mașina nu este foarte sigură, adică nu se poate compara cu o mașină normală, clar, pentru că toată mașina este din fibră de sticlă. Și nu are roll bar sau ceva? Nu. Păi și cum, aici doar fibră de sticlă ai? Da. Bă, nu cred. Da. E sigur? Da. Robert ne întreabă dacă își merită banii. Fii atent, asta e o discuție foarte interesantă. Pentru că în momentul în care vorbim de 15.000 pentru o mașină, vorbim de o anumită sumă de bani care nu sunt din drum. Clar, este o sumă destul de mare. Exact, e o sumă destul de mare, dar e foarte important să îți faci un calcul dacă libertatea ta și dorința ta de a te mișca e mai scumpă decât asta. Ți-ai curat în calcul dacă ai stat în București și ai umblat cu Uber pe lună, cam cât bani ai cheltui? Sincer, nu, dar sunt sigur că cheltui mult mai mulți bani. Adică... Asta zic și eu. Da, în timp se adună foarte mult. Sunt curios dacă în 2 ani, dacă ai merge cu Uber în fiecare zi la școală, ai amortizat banii ăștia. Sunt sigur. Și eu zic la fel. Sunt sigur, 100%. O investiție, pentru că, apropo de asta, prețul de revânzare... Man, eu n-am văzut sub 10.000 așa ceva. Da, pentru că ele fiind foarte rare, să zic așa, prețul lor, dacă mașina este întreținută... Cum e asta, că-i țiplă? Da, nu scade prețul. Bine, vorbind de 1.000-2.000 euro, asta e altă treabă, dar prețul nu scade. Fii atent. Bun, ai dat 15.000 pe ea. Da. După 2 ani, dacă o dai cu 10.000, în cel mai rău caz, da, aia înseamnă că ai pierdut undeva la 5.000 de euro. În 2 ani înseamnă 2500 de euro pe an. Da. 2500 de euro, stai să vedem. Înseamnă undeva la 200 de euro pe lună. Frate, îi spargi 100%. 900 de lei în București, în condițiile în care dacă mergi de acasă până la școală, trebuie să faci clar, ceva. Clar. Deci 900 de lei împărțit la 30 de zile înseamnă 30 de lei pe zi. Clar. E amortizat. Clar. Deci nu am răspuns la întrebarea, da, dacă merită, da, banii. Că marea majoritate oamenilor, că e scumpă, frătiuc. E scumpă, dar fraților, de fiecare dată când oamenii își cumpără mașini second hand mai vechi. Ok, cumpără-ți mașini second hand, dar fă-ți un calcul, man. De fiecare dată, ia calculatorul. Câți bani pierd dacă are sens să mă bag la o investiție de genul ăsta. Și din câte văd, mașina nu o să coste 10.000 la peste 2 ani. Nu. O să coste mai mult. Mai mult, da. Și asta înseamnă că e clar pont. Ne întreabă Zolti, care e top speed-ul mașinii? Top speed-ul 75. Dar asta fiind singur în mașină, pentru că deja dacă sunt două persoane e o greutate. Se poate tuna?
Adică da. Să-i faci soft? Da, da, doar că trebuie cineva foarte priceput pe calculator, că o strici. Da, și au și un calculator extraordinar de complicat. Și sensibil. Și sensibil, da. Bună întrebare. Vlad ne întreabă, la 18 ani îți schimbă permisul sau trebuie să dai din nou probele? Nu, la 18 ani trebuie să fac școala de la capăt, de la zero. Pentru că se consideră categorie nouă. Corect. Da. E important, mi se pare o întrebare foarte pertinentă asta. Este. Așa, ce motor? Chiar, ce motor are? Ce capacitate cilindrică și pe ce combustibil merge? Are 480 de centimetri cubi și este diesel. Diesel. Da. Așa. Matei, foarte pertinentă. De unde se pot cumpăra mașinile astea? Din România, din ce știu eu momentan, doar ATV Romul aduce. Tu de unde ai adus-o? Din Franța, direct. Motorul în 2 sau în 4 timpi? Doi, ai de? Doi, doi timpi. Doi timpi, da. Există, Emi ne întreabă, mașini mai vechi, gen 2005-2006 de genul ăsta? Da, da, da? Sunt. Și cam în ce bani sunt? De exemplu, eu mai am una. O mașină de asta din 2014, este modelul CH30. Ok. Ok, și aia nouă acum, bine că nu se mai găsesc, ar fi în jur de, nu știu, 9-10.000 pe acolo. Și dacă ai vinde acum? Dacă aș vinde-o, cu același preț, 9-10.000. Extraordinar, mi se pare. Da. Adică cumperi o mașină și poți să vinzi cu același bani. Da, pentru că dacă ar vrea cineva să achiziționeze o mașină de genul nouă-nouță, costurile vor crește. Da, și vor să iau. We'll be right back.